Karma, un subiect controversat cu dus întors. Cum se manifestă, de fapt, karma asta în viața noastră, de zi cu zi? Conștientizez sau nu, se întâmplă să înaintez mai greu în domeniul respectiv. Și atunci ar fi bine să te întreb, de ce oare? Care sunt semnele unei relații karmice? Relațiile karmice, de obicei, sunt cu probleme foarte mari, cu hopuri foarte mari. Totul la Lumea Nevăzută cu Dana Bălăceanu, duminică de la 1 după amiaza la Antena Stars.